Președintele Senatului s-a aflat astăzi la Cluj-Napoca. Călin Popescu-Tăriceanu s-a întâlnit cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie, dar și cu mai mulți oameni de afaceri din Transilvania. În cadrul întâlnirii au fost abordate teme vizând aspecte legislative de competența Senatului României, precum și alte subiecte de interes pentru reprezentanții firmelor clujene. Călin Popescu-Tăriceanu a vorbit și despre economie și despre cum vede el dezvoltarea economică a României. Economia nu se poate niciodată să fie suficient de puternică, adică o economie bazată exclusiv pe servicii nu poate să fie o economie puternică pe termen lung și avem aici exemple nenumărate. Acum, important este către ce ne îndreptăm. Ne îndreptăm către dezvoltarea activităților și industriilor clasice, tradiționale, conservatoare sau către lucrurile care sunt legate de cercetare științifică, de inovare, de dezvoltare tehnologică. Și răspunsul, din punctul meu de vedere, este evident. Asta este direcția pe care trebuie să ne articulăm acțiunea noastră.